viață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața la cafea, 23 septembrie, mai avem câteva zile și urmează votul. Este miercuri și ca de obicei, miercuri dimineața, candidații veniți din partea PSD, parte a unei alianțe pentru modernizarea Neamțului sau a orașului Piatra Neamț. Domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean și candidatul pentru această funcție din partea Alianței, a PSD-ului în primul rând. Bună ziua, bine ați venit! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor! Alături de domnul Arsene, construind împreună, ca să luăm sloganul, domnul Răzvan Cuc, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și celor care ne privesc! Domnilor, ultima sută de metri, ca să spunem așa, ultimele, să spunem, acțiuni de campanie, nu? Mai sunt trei zile, dar, nu știu, mie mi se pare că e așa, un fel de liniște în ultimele zile, nu? Nu vi se pare? Sau cel puțin din partea dumneavoastră? Păi noi facem ceea ce, eu personal fac ceea ce am făcut în ultimii 4 ani de zile. Adică nu m-ați văzut foarte mult pe acțiuni politice, să spun, de campanie. Eu am intrat, să spun așa, în campanie a doua zi după ce am fost numit președinte de Consiliul Județean, pentru că timp de 4 ani eu am fost în șantierele județului și asta fac și acum. Construiesc. N-am timp să stau să mă cert cu alții care asta caută. Da, trebuie să spun aici că nici pe la emisiuni nu ați fost foarte des. Și așa deja ați bătut un record, a treia sau a patra prezență, nici mai treia prezență într-o emisiune, ceea ce este destul de mult în ultima perioadă. Da, n-a fost vorba că n-am vrut să vin, iar în campanie am venit exact pentru că vreau să susțin candidații pe care Partidul Social Democrat îi prezintă nemțenilor. Am venit cu Răzvan Cuc pentru că vreau să-l susțin să fie primarul municipiului Piatra Neamț, pentru că din punctul meu de vedere și a multor pietreni, este omul potrivit să ocupe această funcție. Și este omul care va face o administrație total diferită față de ce s-a făcut în ultimii 6-7 ani în Piatra Neamț. Va face o administrație eficientă, este un om al faptelor, dacă pot să spun așa, un om extrem de aplicat și un om care știe să implementeze proiecte, știe să aducă bani pentru municipiul Piatra Neamț și poate să facă împreună cu mine, în calitate de președinte al Consiliului Județean, lucrurile care nu s-au făcut în municipiul Piatra Neamț în ultimii 6 ani de zile. Da, păi haideți să... E momentul și a unei recapitulări de program, pentru că este una din ultimele emisiuni, unei recapitulări de program și să mergem, să pornim de la acel slogan al domnului Cuc, construim împreună, pentru că practic dumneavoastră ați propus un tandem care să permită ca acele puncte de program care sunt mai mari să poată fi sprijinite și de Consiliul Județean. Deci, domnul Cuc, facem o recapitulare și domnul Arsene punctează unde este nevoie. Cu siguranță vreau să vă spun că vorbesc de campanie liniștită. Să știți că și în campania asta s-a muncit foarte mult. S-a muncit alături de o echipă formidabilă pe care o am alături, echipa de la Consiliul Local, o echipă și nu numai, echipă de experți, oameni care sunt foarte bine canalizați pe domeniile lor de activitate. Am muncit la proiectul pentru centură pe care l-am prezentat în fața pietrenilor. Am muncit la toate soluțiile pe care le-am dat de-a lungul acestei luni la problemele pe care le-au ridicat pietrenii. Pentru că, vedeți dumneavoastră, nu este de ajuns să vii și să enunți niște dorințe. Am văzut că toată lumea prezintă ce vrea să facă. Nimeni nu spune cum va face, ceea ce este o mare problemă. Cât timp nu poți să spui cum vei implementa anumite lucruri, nu ești credibil în fața celor care trebuie să te aleagă. Eu cred că liniștea a fost în acest oraș în ultimii 6 ani și vorbesc de o liniște care o asemăn cu lipsa investițiilor, cu lipsa dezvoltării, cu lipsa dialogului între administrația
locală și cetățeni, pentru că nu mi se pare normal și vă spun un lucru și l-am mai spus și la nenumărate emisiuni, ca primarul să aibă, de exemplu, un program de audiențe. Primarul trebuie să aibă audiențe non-stop. Primarul trebuie să stea pe teren, să vorbească cu oamenii. Dar mi-ați solicitat să fac acea recapitulare. Da, într-adevăr, când am pornit campania inițial, am făcut vorbire și am discutat despre proiectele de infrastructură. Pentru că acesta este domeniul la care eu mă pricep. Infrastructura. Știți foarte bine ceea ce am realizat alături de domnul președinte Arsene în județ, fără ajutorul căruia nu puteam să mă întorc la Ministerul Transportelor ca la rândul meu să pot să ajut județul Neamț. Știți foarte bine că și oricine, mă rog, decât oamenii rău intenționați pot contesta acest lucru, că infrastructura duce la dezvoltare. Dacă vorbim de un mediu sănătos economic, dacă vorbim de locuri de muncă, dacă vorbim de dezvoltarea turismului, trebuie să avem infrastructură. Dacă județul a luat un avânt prin infrastructura care s-a dezvoltat în cursul anului trecut și în cursul acestui an și în permanență s-au lansat proiecte, asta vreau să facem și la nivel de municipiu. Pentru că Piatra Neamț, din punct de vedere al infrastructurii, a fost văduvit. Și aici nu vorbesc neapărat de străzile care trebuie asfaltate, modernizate, care intră în fișa postului. Deci nu e o noutate sau să vii să te lauzi cu faptul că asfaltezi o stradă, cap-coadă. Nu s-o peticești, s-o asfaltezi, da? Nu poți să te asculți etern în spatele datoriilor. Să știți că și România are datorii. Și când a condus guvernul PSD România, România avea datorii, dar asta nu a însemnat că oprim investițiile. Domnul și că stăm Răzvan, și ne plângem. Nici o societate comercială sănătoasă, mare, oricare o luăm, nu se dezvoltă fără ca să fie capitalizată. Deci despre ce vorbim aici? Păi nu, vorbim despre lucruri pe care trebuie să le știe prietenii, pentru că tot timpul unele persoane care văd că acum, mă rog, se înjură unii cu alții, au plecat de la un partid la altul, fac tot timpul vorbire de faptul că ba nu s-a dezvoltat, ba că n-au fost bani, ba că au fost datorii. Nu. Un primar trebuie să știe să aducă bani. Un primar trebuie să știe să facă proiecte. Și de asta eu împreună cu domnul președinte Arsene, că vorbim de faptul că trebuie să construim împreună, avem câteva proiecte pe mai multe paliere, dar două proiecte de infrastructură mare care sunt necesare dezvoltării Pietrei și conectării Moldovei cu Ardealul. Primul proiect a început de anul trecut și este drumul expres Piatra Neamț-Bacău. Să știe toți pietrenii, toți nemțenii. Acest proiect a fost lansat anul trecut. Trebuia să fie lansat conform masterplanului în 2030. Domnul președinte Arsene, am avut o discuție cu domnia sa la Ministerul Transportelor și mi-a spus, Răzvan, trebuie implementat mult mai devreme. Trebuie să conectăm Moldova de Ardeal, trebuie să dezvoltăm piatra, trebuie să dezvoltăm județul. Și atunci am lansat acest proiect anul trecut, în luna martie. Și în momentul când am plecat din Ministerul Transporturilor, contractul putea fi semnat pe data de 4 noiembrie. Acest drum expres, am spus și repet lucrul ăsta, pornește de la Bacău dintr-o centură la profil de autostradă. Trebuie să se termine la Piatra într-o centură tot la profil de autostradă. Săptămâna trecută am prezentat în fața mediului privat din Piatra, n-a fost o întâlnire politică, ci a fost o întâlnire mai degrabă cu desorginte tehnocrată, am prezentat proiectul viitoarei variante de ocolire. Deci aceste două proiecte total necesare, varianta, noua centură a Piatra Neamțului și drumul expres vor fi implementate în parteneriat cu Consiliul Județean. Consiliul Județean, cum să vă spun, este necesar să fie și să facă echipă cu primăria, pentru că aportul de cunoștințe, aportul de capital, bineînțeles, care le are Consiliul Județean, faptul că pe asta, când zic know-how, la specialiști mă refer, faptul că putem să luăm, pentru că mă uit în ultima perioadă, văd o mare concentrare de fonduri de la Ministerul Transporturilor pe Ardeal, care și așa este o zonă foarte dezvoltată. Mă uit că ieri se promitea la Cluj centura metropolitană a Clujului. De ce nu a alocat până acum guvernul Orban? Zic și eu, bani pentru administrația liberală până mai acum o lună zile. Să înceapă măcar studiul de fezabilitate la centura Pietrei? N-are oare nevoie Moldova să se dezvolte și să pompăm bani, să dezvoltăm infrastructura din Moldova? Aici vreau să vă spun, nouă legislație actuală ne permite să luăm aceste proiecte de la nivel central și să le implementăm la nivel local. Ori în parteneriat cu Consiliul Județean nimic nu ne poate opri. Aceste proiecte pot prinde viață. Deja centura este la nivel de concept creată împreună cu o echipă de ingineri, de specialiști. Ați văzut cu toții din presă, inclusiv
prezentarea, vorbim de proiecte reale. Nu vin și îmi pun un sticker pe Facebook și spun vreau să fac din Piatra un oraș cu infrastructură. Bun. Cum îl faci? Hai să vedem. Că toți au ideile. Nu, noi am venit și am prezentat cu costuri pe fiecare kilometru, ce trebuie să construim, viaducte, fiecare traseu, fiecare tronson pe unde trece. E, aceste două proiecte vor duce implicit și la dezvoltarea turismului. Dacă vorbim de dezvoltarea turismului, am spus acest lucru și îl spun cu o mare mândrie, pentru că vreau să vă spun un lucru, deși foarte mulți m-au acuzat de faptul, domne, nu-s din Piatra, cred că am devenit și sunt mai pietrean decât sunt mulți prin ceea ce vreau să fac și prin ceea ce voi face. Avem această comoară naturală, Cozla, da? Ea trebuie fructificată și trebuie dezvoltată, protejată. Dar cum o dezvolți? O dezvolți cu cap. Acolo trebuie făcut un centru de tratament astfel încât să fructificăm toată resursa naturală, toate acele izvoare benefice de pe Cozla, să putem să aducem turiști nu numai din România, din toate statele Uniunii Europene să vină să lase bani la Piatra. Avem infrastructură, avem turism. Trecem la următoarea componentă. Și vă vorbeam de un nou parc industrial. Un parc industrial care, practic, această nouă centură a Pietrei va deservi. Pentru că dacă vrei să ai mobilitate, conectivitate, transport rapid de marfă, nu ți asigură decât infrastructura. Și atunci este exact ceea ce este nevoie să dezvoltăm și un nou parc industrial care să vină să se dezvolte, unde să vină investitori care să creeze locuri de muncă pentru pietreni. Dar să știți că aceste proiecte sunt proiecte de anvergură, sunt proiecte de infrastructură mare, sunt proiecte pe care suntem pregătiți să le implementăm, știm cum să le implementăm. Dar oamenii au și alte probleme. Oamenii, să știți că în Piatra, și de asta vă spun că lipsa de dialog dintre primar și echipa lui actuală, da? Timp de 6 ani de zile, trebuia să aibă loc acest dialog mult mai intens, nu doar în perioada campaniei electorale și nu doar o oră sau două ore prin audiențe, nu. Trebuia să vadă exact ce se întâmplă. Iar dacă vrei să rezolvi probleme în orașul Piatra, trebuie să ai o colaborare foarte bună și cu Consiliul Județean. Am anunțat câteva lucruri care le voi face dacă voi ajunge primar. Voi reduce prețul la metru cub de apă. Vom subvenționa gunoiul, pentru că este inadmisibil ca o firmă care colectează deșeurile în oraș, deși oamenii pun deșeurile în containere, așa cum li se cere prin acele inscripționări, tu vii cu mașina, pui tot gunoiul la oaltă în mașina aia, după care crești prețul, spunând că știu, am angajat oameni să sorteze deșeurile manual la groapa de gunoi. Păi oamenii ți le dau sortate deja din cartier? Bașca, nu mai spun că eu aș fi pus un container suplimentar și de material textil de haine. Dacă ne uităm la ce se întâmplă, adică cât timp pierzi contactul cu oamenii, cu orașul, eu nu cred că te poți numi primar. Trebuie să stai pe stres și să vezi exact care sunt problemele lor. Ori, eu cred că aici trebuia, din punct de vedere al meu, personal și politic și administrativ, nu poți să lași o firmă să facă ce vrea în orașul pe care tu îl administrezi. Trebuie să-i chem să-i întrebe anumite lucruri. Primarul trebuie să se implice în absolut toate problemele. Dacă nu are ceva de ascuns, că dacă are ceva de ascuns, atunci poți să înțeleg. De asta vreau să vă spun că și sloganul nostru de acum și sloganul nostru în viitor va fi acela că vom construi împreună. Noi vrem să construim, noi vrem să dezvoltăm, noi vrem să ajutăm. Am înțeles problemele oamenilor. Probleme care trenează de atâta timp. Am venit cu soluții și împreună în acest parteneriat, așa cum spuneați și dumneavoastră, eu cred că tot ceea ce am promis se poate realiza. Să trecem de la construim împreună la fapte, nu vorbe. Domnul Ionel Arsene, ce părere aveți despre această prezentare a domnului Cuc și în ce măsură Consiliul Județean va fi alături de dânsul? Am stat foarte atent la ceea ce spunea. Am văzut, chiar am văzut. Și, vedeți, de-aia sunt mândru, pentru că am propus un om serios pietrenilor. Să știți că și pentru mine este nu neapărat o provocare, cât o responsabilitate foarte mare, pentru că așa cum mă cunoașteți și mă cunosc oamenii, știu că sunt un om serios și un om care se ține de cuvânt. Atunci când... Deci
Da, o să-mi cer scuze, domnul Arsene. Se schimbă niște baterii. Da, deci am asistat la discursul domnului Cook și pot să spun așa, el a generat o dispută extraordinară între internauți, însă toată lumea spune, domne, sunt proiecte mari, proiecte care, dacă se realizează, aduc o plus valoare. Dacă este așa, este foarte important să vedem în ce măsură ele se vor materializa, în ce perioadă, cu ce fonduri, dar este important că e un lucru câștigat. Avem de la ce să plecăm, de la ce să discutăm. Pentru că dacă nu discutăm și nu ne punem la masă și nu spunem, domne, ne trebuie centură? Clar ne trebuie centură. Ne trebuie șosea rapidă sau la nivel de rapidă, la profil de autostradă. Ne trebuie. Dacă ne trebuie toate aceste lucruri, haide să ne așezăm la o masă. Măi, oameni buni, e vorba de viitorul acestui județ, nu numai al unei localități sau alteia. Dacă s-a rezolvat problema, vă rog să-i dăm drumul. Domnul Arsene, ne scuzați, vă rog să continuați. Da. Asta vă spuneam, că sunt extrem de fericit că am propus pietrenilor un om serios și un specialist. Un om care știe să implementeze proiecte, un om care poate și un om care vrea. Sigur, vedem în spațiu public fel de candidați. Mai nou se ceartă între ei, cei de la Liberali cu cei de la Partidul Mișcarea Populară, cei de la Partidul Național Liberal îl acuză pe Chitic că n-a făcut nimic în ultimii 6 ani de zile și trebuie să le dau dreptate. Așa este, dar timp de 6 ani de zile domnul Chitic a fost membru liberal. Are o lună de când a plecat. Adică ipocrizia asta pe care o văd la unii oameni politici pe mine mă depășește. Domnule, vino și asumă-ți niște chestiuni, pentru că asta e viața. Nu poți să vii să spui că ai făcut în momentul când n-ai făcut și nici tu, ca fost coleg, nu poți să vii și să spui că Chitic n-a făcut. Păi n-a fost la tine în partid? Înseamnă că voi n-ați făcut. Voi sunteți incapabili de a dezvolta proiecte. Noi spunem așa. Eu vin și spun nemțenilor, domnule, timp de 4 ani de zile am venit cu un proiect administrativ mai mult decât politic și am spus nemțenilor, domnule, trebuie să reabilităm infrastructura rutieră a județului. Trebuie să modernizăm infrastructura medicală a județului, da? Trebuie să facem niște lucruri prioritare pentru județul Neamț. Și am reușit în acești 4 ani de zile să le fac. Am venit alături de Răzvan Cook și le propun pietrenilor un program, sigur, tot administrativ, serios. Pentru că noi am plecat de la nevoia municipiului Piatra Neamț. Eu nu plec de la problemele și cauzele acestor probleme. Plec de la nevoi. Dom'le, ce are nevoie municipiul Piatra Neamț ca să se dezvolte? Are nevoie de o centură pentru a putea să dezvoltăm economic orașul. Da? Și a decongestionat traficul, pentru că mă uitam și acum la 8 dimineață. Stai în trafic, dezvine rău. În Piatra Neamț, stai în trafic. Din Mărăței până la exact, din oraș faci 25 nevoia de minute. Nevoia acestei centuri nu poate să o conteste nimeni. Da? După care, vrem să dezvoltăm economic zona, să creăm locuri de muncă. Dezvoltăm un parc industrial pe care vrem să ridicăm turismul din municipiul Piatra Neamț. Cum facem asta? Prin reabilitarea tuturor străzilor care au o stare jalnică astăzi în Piatra Neamț și prin construirea unui centru de tratament, divertisment, prin care punem în valoare bogăția Cozlei, acele ape minerale foarte, foarte bune. Dom'le, sunt proiecte care, sigur, vor ridica și economic municipiul Piatra Neamț, dar sunt proiecte
care vor ridica și nivelul de trai al cetățenilor, acele proiecte scopul, prin care Răzvan Cuc spune, domnule, trebuie să scădem prețul la metru cub de apă. Eu spun asta de 4 ani că trebuie. Și am făcut tot ce a fost omenește posibil să stabilizăm compania județeană Apa Sier, pentru că, vă spun sincer, când am preluat Consiliul Județean, compania era în colaps, compania se ducea spre faliment și am reușit să o stabilizăm împreună cu Răzvan, pentru că dacă Consiliul Județean Neamț și cu Primăria Municipiului Reședință de Județ se pune la masă, putem să scădem prețul cub prețul la metru cub de apă. Nu doar în Piatra Neamț, în tot județul Neamț. Sunt chestiuni care trebuie făcute imediat. Adică noi nu avem timp să vină cineva în primărie. Eu cred că cetățenii din Piatra Neamț își doresc să vadă că lucrurile încep să se miște. Noi nu avem timp să vină cineva în primărie și să stea vreun an, doi, să învețe cu ce se mănâncă administrație. De domnul Chitic nu mai poate fi vorba, pentru că eu nu cred că va câștiga și oricum, nefăcând nimic 6 ani, nu știu ce ar schimba, ce ar putea să schimbe el în următorii 4 ani, pentru că a demonstrat clar că nu știe să facă administrație, nu are viziune de dezvoltare a municipiului. Sunt chestiuni care țin de realitate, ca să spun așa. De-aia vă spun, Răzvan Cuc este omul potrivit în momentul potrivit la Piatra Neamț. Și eu cred că el poate deveni, de fapt sunt convins că poate deveni unul din cei mai buni pietreni, să spun așa, pentru că a te bate cu cărămida în piept că, domnule, eu sunt născut lângă turnul lui Ștefan cel Mare, dar să nu faci nimic pentru acest oraș, și altcineva care vine și simte că vrea să facă și să muncească pentru oamenii de aici, eu cred că e de ales a doua variantă și trebuie să alegem competența în loc de chestiuni care țin mai mult de partea sentimentală, să spun așa. Pentru că noi, și eu cred că în administrație și în politică, ceea ce contează cu adevărat sunt faptele. Oamenii îi pun în balanță și spun, domnule, ce ai spus tu acum 4 ani de zile? Că nu e așa mult și noi ținem minte, mai ales că acum toate rămân în spațiu rămân public, în mediul online. Da? Ce ai spus dumneata că faci acum 4 ani? Păi ai spus că faci asta, 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 hai să vedem ce ai făcut. Asta, asta, asta și asta. Da, e bine. Aud acum pe la unii candidați, te-a și râsul. Adică, spun, domne, eu aduc 1 miliard de euro. Unul face Arsene spital, face și el spital. Face Arsene, nu știu ce, face și el. Adică, nu merge așa. Nu merge. Nu poți să vii să te uiți în programul meu administrativ și politic, ceea ce propun eu nemțenilor, pentru că eu ce propun sunt lucruri pe care pot să le fac, că eu am demonstrat în 4 ani de zile că pot. Da? Nu poți să te uiți să vii și să copii așa, mereu, să copii ca un pap. Nu merge. Oamenii vor să vadă lucruri serioase și oameni serioși. Și vă spun, eu am mare încredere că în următorii 4 ani de zile, împreună cu Răzvan Cuc, vom face aici la Piatra Neamț o administrație extrem, extrem de eficientă și că problemele cu care se confruntă astăzi municipiul Piatra Neamț vor fi rezolvate repede. Să vă spun ceva. Aseară eram într-o zonă din cartierul Mărăței și m-a oprit un domn. Îl știu, a lucrat în hidroelectrică, un om foarte serios. Ce, domnule, știi pe cine o să aleg eu primar? De, pe cine? Domnule, pe ăla care o să fac odată pe o stradă o reabilitare a străzii fără să ridice nivelul asfaltului la nivelul bordurii. Exact. Deci mie mi se pare chintesența unei ceea ce cer oamenii de la o administrație. Adică nu e normal să te duci să pui asfalt. Modernizarea asfalt unei străzi, domnul Bălănescu, că chiar mă pricep la asta. Păi de asta noi n-am venit, eu prin ceea ce am modernizat n-am venit să pun asfalt peste asfalt sau să fac plombări. Modernizarea unei străzi înseamnă
să scoți asfaltul care sunt niște utilaje care îl macină, da? Decompertează. Sunt niște cote după care să tori stratul de binder, după care vii cu stratul de uzură, lucruri făcute serios, lucruri făcute gospodărește, pentru că eu vreau că dacă am investit în acești 4 ani banii nemțenilor în drumuri, eu vreau ca aceste drumuri, pe aceste drumuri noi să mai intervenim peste 20 de ani. Nu eu, că nu o să mai fiu eu aici. Cine va fi atunci președinte de Consiliul Județean? Așa trebuie să funcționeze lucrurile. Uitați-vă ce se întâmplă pe Valea Muntelui, da? Am reabilitat axialul și l-am făcut așa cum trebuie. După care am intrat și acum lucrăm la segmentul de drum de la axial până spre la Bicaz, până în drumul național, pentru că era extrem de accidentat. Drumul fiind în administrarea primăriei Bicaz, l-am preluat la Consiliul Județean, pentru că primăria Bicaz nu avea forță financiară să-l facă, și acolo lucrăm la el. Dar la fel, domnule, excavăm, scoatem, lucruri serios făcute, lucruri trainice care să rămână acolo, pentru că eu am înțeles, spre deosebire de alții, că dacă noi nu refacem infrastructura rutieră, noi nu creștem economic județul. De ce? Pentru că noi ne bazăm pe turism, iar turiștii, ca să vină în județul Neamț, pentru că avem slavă Domnului, avem ce să le arătăm, trebuie să aibă o infrastructură rutieră foarte bună. Și astăzi mă pot mândri și vă spun cu mâna pe inimă că avem cele mai bune drumuri dintre toate județele din România. A fost o muncă, a fost o muncă de zile și nopți, nu doar eu, toți colegii mei din Consiliul Județean, pentru că s-a muncit. Gândiți-vă să ai peste 150 de proiecte la care să lucrezi, să concepi, să faci studii de fezabilitate, proiect tehnic, licitații, să le și implementezi. Doar să scrii 150 de titluri de proiecte și tot îți ia o groază de timp. Că chiar s-a muncit. Și asta vreau să văd și la Piatra Neamț din 28. Răzvan, dacă pietrenii vor da votul, în 28 va intra în primărie și se va apuca de treabă. Urgent, pentru că sunt lucruri care nu mai pot aștepta. Sunt lucruri extrem de grave în Piatra Neamț, pentru că foarte mulți oameni nu știu că noi, Consiliul Județean, nu administrăm străzi și în Piatra Neamț. Aici este, că noi nu ne ocupăm și de alte. Și îmi scriu zilnic, primesc cel puțin 10 mesaje despre probleme din Piatra Neamț. Și le spun, domnule, nu pot să intervin, că nu în administrarea Consiliului Județean și în subordinea mea. Însă am să le transmit viitorului primar, care eu sper să fie Răzvan Cuc, iar el din 28 trebuie să intre imediat, să ia aceste probleme și să le rezolve. Da, pentru că acum lucrurile stau așa. Pietrenii sunt nemulțumiți de multe lucruri, este clar, asta fără discuție. Pe de altă parte, dacă întreb, dom'le, de ce nu avem servicii în piață? Ce nu este problema noastră. Noi, apa, servul este în altă parte, troleibuzul este în altă parte, dar troleibuzul în momentul ăsta deservește Piatra Neamț cu prioritate. Troleibuzul deservește cu prioritate 80% Piatra Neamț și câteva comune limitrofe cu banii de la Consiliul Județean. Deci nicăieri în România nu se întâmplă asta. Municipiul, reședință de județ, plătește transportul și subvenționează transportul public. În Piatra Neamț, în județul Neamț, o facem noi de la Consiliul Județean. Sigur, e ușor să vii să acuzi. Era o vorbă, e ușor să a spune versuri când nimic nu ai spune. Dom'le, lucrurile trebuie făcute. Nu discutate, nu arătate cu degetul, pentru că, așa cum spuneam mai înainte, de ce vreau un tandem cu Răzvan Cuc? Pentru că vreau să ne punem la masă, vreau să discutăm, vreau să luăm hotărâri care privesc viața cetățenilor din Piatra Neamț. Atunci când ai primar de o culoare politică și președinte de Consiliul Județean de o culoare politică și mai ai și un primar care crede că le știe pe toate și nu vrea să vină la discuții, atunci sigur că n-ai, ești legat de mâini și de picioare ca și președinte de Consiliul Județean, ești legat de mâini, că n-ai cum să intervii.
Bun, haideți, spunem că totuși ați intervenit la chestiunea cu autobuzele electrice. Autobuzele electrice este proiectul Consiliului Județean. Stați puțin, am văzut la un moment dat că apărea undeva în proiectele primarului Chitic. Nu există. El face modernizare doar pe stațiile de autobuz și asta. Proiectul autobuzelor. Care sunt, ține de infrastructura municipiului, pentru că eu vin cu autobuzele, trebuie să găsesc o stație, nu? Proiectul cu autobuzele electrice este al Consiliului Județean. Mie îmi plac așa oamenii ăștia care se împăunează cu proiectele mele și ale Consiliului Județean. Am văzut și pe la Roman că fac asta. Nu e nimic. Important e că oamenii știu și oamenii văd ce facem noi. Dar atunci când ai un partener, ai cum să faci lucruri. Iar eu vă spun că Răzvan Cuc, încă o dată vă spun, poate știe și va face din Piatra Neamț un oraș de care să fim mândri cu toții. 28, vă rog. Vreau să vă spun un lucru vis-a-vis de ce spunea domnul președinte. Vedeți, asta mă uit la nivel de județ. Toate problemele sunt inventariate, toate problemele sunt știute. Bineînțeles, de către cei care administrează Consiliul Județean. Că așa este normal, să știi la nivel de detaliu exact tot ce trebuie făcut. Mă uitam în Piatra. Am vorbit cu foarte mulți prieteni, cu foarte mulți administratori de bloc, care am întâlnit când mă plimbam prin cartiere. Nu există o evidență clară. Primarul ar trebui să știe la nivel de detaliu ce se întâmplă pe fiecare scară de bloc. De la acoperiș, la învelopat, până la subsolul blocului, până la toate problemele care țin de blocul respectiv. Nu poți să spui tot timpul, domne, să rezolve asociația. Ca asociația de proprietari nu este o societate pe profit care face bani, da? Asociația e formată din locatari, cei mai buni platnici sunt și au fost tot timpul oamenii în vârstă care își drămuiesc fiecare bănuț, da? Ca să nu rămână în urmă cu datoriile. Alții nu vor să plătească, alții sunt plecați când au locuri de muncă și au plecat în alte țări. N-ai cum să pui totul în spatele și încărca asociației, trebuie să vii și să-i ajuți tu ca primărie și la învelopa și la schimbarea acoperișului și la tot ce ține de îmbunătățirea calității vieții a pietrenilor. Au ajuns oamenii să se roage, să sune pe la diverse companii din sumarea primăriei să vină să le tundă iarba. Vi se pare normal să se întâmple lucrul ăsta? Aveți același fix ca și mine. Cu mie mi se pare că știți ce se întâmplă? Disperarea lor este una mare. Pentru că ei au ținut electoratul și pietreni, oameni de bună credință, oameni buni, i-au ținut să se mulțumească cu lucruri infime, să nu cumva să-i pună la muncă pe cei din primărie. Mie nu mi-e frică de muncă. Mare atenție. Mie îmi place să accept toate provocările. Când cineva îmi spune că nu se poate, exact atunci mă duc pe drumul ăla să arăt că se poate. Este inadmisibil ca cei în fișa postului, ca și companie în subordinea primăriei, ca și primar, tu să te lauzi că ai făcut lucrurile astea. Ce spunea domnul președinte Arsene? Faptul că i-au copiat ad literam, nu numai proiectele, până și acțiunile pe care le facem, mi-a devenit un lucru încă o dată. Faptul că ei, vorbesc de contracandidați, da? O parte dintre ei, nu au luat în serios și nu iau în serios această campanie. În momentul în care tu copiești și vii cu aceleași lucruri fără să le explici cum le poți implementa. Mă întrebați de centură. Păi da, centura am spus și când am prezentat-o va fi făcută pe fonduri europene. Tocmai de asta am și defalcat costurile. Da? În momentul în care tu nu aloci atenție, vorbeam de centură. Păi mă uitam că exact eu am avut joi prezentarea. Dar în anumite cercuri, într-adevăr, o săptămână înainte spusesem că o voi face marți. Special am spus că o fac marți ca să văd exact ce se întâmplă. Lunea a apărut un comunicat de presă de la primărie, cel mai ambițios proiect pentru Piatra Centura. Și știți ce? Unde a fost dezamăgirea mea? Dom'le, nu au fost în stare să vină cu o hartă, să deseneze pe hartă un traseu. Au luat niște poze de pe internet pe care le putem lua oricare dintre noi și au zis care imagine de la viitoarea centură. Asta este modul în care s-a condus primăria de PNL, mare atenție, că toți sunt în aceeași oală, nu sunt diferiți unii de alții. Da? Și modul în care ei propun să administreze mai departe orașul. Deci nu au proiecte serioase.
Eu dacă vedeam că cineva are un proiect serios, credeți-mă, eu nu sunt un om ranchiunos, un om cu dușmănie sau un om care să spun: domnule, nu stau la masă cu tine că ești de la alt partid. Nu, din contră, ne punem și stăm toți la masă să construim împreună. Când zic de construim împreună, nu zic că trebuie să construim împreună doar cei din PSD. Nu, construim împreună toți pentru Pietreni. Ne punem toți la masă pentru că este nevoie de un vot, de o majoritate și așa mai departe. Dar să ai cu cine să te pui în condițiile în care ei prezintă într-un mod, cum să vă spun, nu simplist, într-un mod banal, în care nici ei nu cred în proiectele alea că se vor face, pentru că nu au cum să le explice. Fenomenul de infrastructură este un fenomen destul de complex, care necesită timp, necesită pregătire, trebuie să știi cum să faci proiectul ca să poți să obții fondurile europene. Mare, mare atenție! Ori, de asta vă spun, dacă nu au fost la nivel de detaliu să știe, n-au fost în stare la nivel de detaliu să știe care sunt problemele municipiului, da? Cum pot ei să facă niște proiecte de anvergură în condițiile în care nici măcar nu s-au, cum să spun, nu s-au întrebuințat, nu s-au pus mintea la contribuție să vină cu o minimă, cu o minimă explicație. Și teama lor este cea mai mare, că dacă acest tandem, și eu mă rog la Dumnezeu și mă rog ca pietrenii să ne ajute, pentru că pentru ei vrem să tragem cel puțin la municipiul Piatra, voi ajunge prima, pentru că domnul președinte Arsene Lacă te-a făcut în județ, mă rog, din punctul meu de vedere, n-ai cum să nu mergi pe o variantă care a demonstrat tot ce s-a putut face și la nivel național, și la nivel județean, și la nivel, cum vezi dumneavoastră. Dar dacă voi ajunge și eu primar, teama lor e alta, că oamenii vor avea termenul de comparație și vor vedea cum au fost tratați până în 2020 și cum vor fi tratați și ce se va face după 2020 încolo. Și de asta le este teamă. De asta sunt disperați și aruncă cu știri false, cu invective. Uitați-vă că s-a plimbat un guvern întreg, aproape a venit la Piatra. Eu mi-amintesc când veneam în județul Neamț. Nu veneam în județul Neamț să îi atac pe cei de la alte parte. Nu, veneam să deschid investiții, veneam să aloc finanțări, veneam cu lucruri concrete. Nu spuneam, știți, am venit acum în luna martie și vă promit că în decembrie, eu nu știu ce se întâmplă în decembrie, voi aduce 100 de milioane de euro. Nu, când veneam și spuneam, se intervine pe drumul național X, se intervine acolo, deschidem lucrările pe DN15, Bicaz, Poiana Largului, s-au alocat 100 de milioane de lei, s-au alocat. Eu așa știu că trebuie să facă miniștrii când vin. Nu vii. Deci toată campania acestor oameni, din păcate, este concentrată pe PSD, nu pe proiecte. Eu cred că oamenii s-au săturat de ceartă, de râcă și vor să vadă oferta electorală pe proiecte. Și când vii cu proiecte, exact ce spunea domnul Arsene, trebuie să vezi ce ai făcut în trecut ca să știi ce poți implementa în viitor. Că dacă tu în trecut n-ai făcut nimic, nu știi administrație, n-ai cum să dovedești că vei implementa proiectele alea. N-ai adus un leu. Mare atenție! De 10 luni de zile până când domnul Chitic a plecat la PMP, dânsul a trăit sub guvernarea liberală. Da? Propria guvernare. Câți bani s-au alocat în Piatra? Că vorbea domnul de o stradă să se asfalteze și să nu se ridice la nivel. Câți bani s-au alocat pentru obiective? Nu știu. Schimbarea acoperișurilor, anveloparea blocurilor. Ce vreți dumneavoastră? Orice vreau. Nici un leu. Deci a venit și acum și a spune că vor să aduc că zeci, sute, miliarde și nu știu ce, și că fac ei nu știu ce fel de oraș. Oamenii trebuie să judece după ce au făcut și au avut 10 luni. Eu din februarie până în luna noiembrie, când guvernul a plecat, în urma moțiunii de cenzură, am alocat peste 120 de milioane de euro doar pentru județul Neamț. Lucruri concrete. Mare atenție. Nu știu ce e opri. Și încă ceva. Noi nu împrumutasem țara în acel an, cum s-a împrumutat România acum, cu sute de miliarde, care nimeni nu știe cum se vor returna și ce va urma pentru România în perioada următoare. De asta vă spun că trebuie să fim foarte atenți la ce spun unii și ce promit unii, în condiții care nu au fost în stare să facă nimic. Nici cât au condus orașul, nici cât au avut guvernarea, din contră, au blocat și tot timpul merg numai pe negativ și niciodată pe construcție sau să demonstreze ceea ce au putut să facă pentru acest oraș și județ implicit. Haideți să încercăm un exercițiu de imaginație. 28 septembrie. Pe baza exercițiului de imaginație, noastră intrați în instituțiile pentru care candidați. La domnul Arsene lucrurile sunt mai simple. Dacă intră în instituție, că deja acolo știe cum merg lucrurile. Dar care vor fi primele lucruri pe care
le veți propune și le veți face. Și vă rog, mai avem încă suficiente minute. Eu știu ce am de făcut, pentru că asta fac de 4 ani, știu ce am de făcut și în viitor. Eu vreau să mă duc un pic cu discuția spre marea vizită a premierului României în județul Neamț. Domnule, s-au dus pe DN15. Acolo, sigur că sunt extrem de mulți oameni nemulțumiți pentru că au ținut aproape 9 luni de zile un drum foarte important pentru județul Neamț, l-au ținut închis. Și s-au dus pe DN15 în fața la niște hărți și au început să se uite la niște puncte. Și se întrebau unul pe alții. Domnule, aici ce-i? Întreba Orban ăla, de la Drumul Național. Ăla îi spunea. Mai intervenea și specialistul împlutărit. Și spunea, domnule, aici cred că a fost niște foraje, nu știu ce. Știți cum mă simțeam când m-am uitat? Ca și cum te-ai simțit, dumneata, să-ți faci o casă. Să muncești la ea. O termini, o acoperi, îi pui ferestre, uși tot, o văruiești frumos, da? Și vin niște băieți și vor să așeze mobila prin casă. Și zic, domnule, stai un pic, că oglinda nu poate să fie aici, că știu eu că mă pricep la plutărit și vreau să o pun acolo. După care vin alții și zic, domnule, hai să-ți arăt cum curge apa. Și pac de drumul la... Așa-i că mă pricep? După care ies în fața casei, fac poza și zic, a, uite ce casă am făcut noi. Așa m-am simțit eu. După munca mea și a lui Răzvan Cuc, în care am făcut drumul ăla și l-am reabilitat în proporție de 86%, au venit liberalii, l-au închis 10 luni, după care acum când au venit, l-au deschis, dar au uitat să plătească meșterul care ți-a făcut casa, da? L-ai plătit. Îl iei și-l și cerți, domnule, dă-i mai repede, că nu văd mulți muncitori. Domnule, stai că trebuie să-i și plătesc pe oamenii ăștia, că au familie acasă. Da? După care vii și spui, domnule, noi am redeschis lucrarea. Păi stai, domnule, cine a închis-o? Exact ca în bancul ăla, când se duce unul și sparge o fereastră și când vine să o înlocuiască, se laudă. Domnule, vedeți, vă înlocuiesc fereastra. Păi stai, domnule, că dumneata ai spart-o. Deci cam așa funcționează lucrurile. Eu sunt... Mie îmi și vine să râd, sigur că am și o furie în mine vis-a-vis de chestia asta. Băi, e munca mea, e munca lui Răzvan, adică vă împăunați cu munca, cu munca noastră. Nu vă e rușine, după ce că ați venit și ați blocat șoseaua aia și țineți locuitorii de pe Valea Bistriței în izolare și trebuie să înconjoare. Mai veniți, vedeți că vă iau oamenii cu parul, nu i-au luat de acolo. Vă mai faceți și de râs în față la o hartă, vă întrebați unul pe altul cei pe care ieșiți și faceți poze și spuneți că noi am venit și vom debloca, vom da drumul, vom nu știu ce. Așa fac așa vor să facă administrație marii specialiști liberali. Recunosc că o chestiune extrem de importantă pentru județul Neamț, extrem vitală pentru județul Neamț, mie mi-a scăpat, domnule. Uite, că nu pot să le fac pe toate. Plutăritul ăsta. E o chestie serioasă. Adică muzeul ăsta plutăritului, un proiectul foarte important al liberalilor, uitați că mie mi-a scăpat. Dom'le, suntem sănătoși la cap. Noi avem de făcut spital nou. Avem de construit lucruri serioase. Avem, măcar când vii și prezinți oamenilor un program politic, încearcă să faci cumva să nu te faci de râs. Să mă aparte faptul că nu te pricepi la nimic și că n-ai demonstrat, că eu tot întreb din prima emisiune în care am venit la dumneavoastră. Dom'le, unde-i cuiul? Că eu vreau să-l văd. Vreau să văd și eu un singur cui bătut într-un perete pe care l-au făcut contracandidații mei. Să spună, dom'le, uite, cuiul ăsta eu l-am bătut pentru județul Neamț. Dar nu poți să vii și să pretinzi că tu le știi pe toate și că noi toți locuitorii județului Neamț suntem naivi. Nu, pentru că surpriză, vorba unui clasic în viață. Nemțenii sunt oameni serioși, sunt oameni care cântăresc foarte bine. Suntem oameni care suntem trăiți aici și știm cum arată lucrurile. Nu poți să vii
și să spui oamenilor că ai să faci tu un muzeu al Plutăritului și că ai să mai bași tu peste 3 ani un cui într-un tablou. Nu merge. Nu merge. Eu dacă aș vedea o ofertă serioasă din partea contracandidaților mei, i-aș invita să facem o discuție serioasă pe proiecte. Nu văd nimic serios. Iar faptul că l-am văzut că se trezește un domn de pe la Iași să spună că, domnule, n-a vrut Arsene să vină într-o dezbatere cu mine. Nu m-a invitat nimeni. Eu chiar am ce spune într-o dezbatere. Problema lor, știți care-i? Că eu sunt extrem de ocupat în fiecare zi. Pe mine mă vedeți în șantierele județului Neamț. Și asta voi face inclusiv pe 28 septembrie. Pentru că șantierele județului Neamț nu se opresc. Și nu s-au oprit nici în campania asta. Eu n-am stat în campania asta să discut, să fac adunări populare cu oameni. Cu... Nu, eu am fost în șantiere. Eu am văzut că a fost așa un turism ministerial prin județul ăsta. Vin frumoși, stau și vorbesc. Am văzut oameni care vorbesc despre județul Neamț, miniștri. Ei înainte de asta nici nu știau unde e județul Neamț. Da? Și vin astăzi și ne dau 9 lecții. Ușor cu lecțiile. Vă rog. Vă spun imediat și ce am să... Nu, nu-i nevoie. Putem continua pe... Nu, vreau să vă zic un lucru care... Să știți că am urmărit acea vizită pe DN15. Și mi s-a părut un lucru foarte periculos și dacă vă veți uita între minutul 8 și 11, o să vedeți un lucru pe care l-a spus primul ministru al României. Zice așa: dacă firma asta vrea să mai lucreze în România vreodată, adică firma care execută DN15, firma care execută DN15, care a lucrat în situ, la locația respectivă cu 13 foreze, au furat peste 1000 de coloane forate pentru stabilizarea versanților la 28 de metri adâncime, firma care 10 luni de zile pe pandemie n-a fost... Și în perioada de pandemie n-a fost plătită datorită unor mofturi liberale, că așa au vrut liberalii, în condiții care noi ne-am chinuit guvernul PSD să creștem mediul economic, să creștem firmele constructoare de drumuri, să le aducem la nivelul... Românești. Românești, da, românești. Firmele românești, să le aducem la nivelul în care să nu mai depindem doar de firmele străine din România. Tu ca prim-ministru al României, repet, primul ministru, da, ca o paranteză, omul este un ilustru șomer, adică el până să ajungă prim-ministru a fost angajat la o firmă care îi plătea contribuțiile. De asta n-are cum să înțeleagă mecanismul economic din România. Te duci și spui o firmă românească, încă o dată, repet, din județul Neamț, cu angajați din județul și din municipiul Piatra Neamț, spui că tu o închizi ca așa vrei tu. Adică, ce să înțeleg, dacă nu faci cum îți zic eu, te închid, pe unde trăim? Nici în comunism nu era așa ceva. Deci omul ăla a lucrat acolo, omul ăla e neplătit, da? Că așa vor, nu știu ce, jmecheri de la PNL, și după aceea te duci și spui că îl închizi. Eu vă spun că lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, am fost ministru al transporturilor, niciodată când instituția a greșit, indiferent de ce naționalitate era firma, nu am avut o poziție în asemenea hal, cu atât mai puțin față de o firmă românească. Păi, ori ajutăm și dezvoltăm mediul românesc real și nu doar în declarații, că mediul economic real știți cum îl dezvoltăm? Dând drumul la bani în economie, plătind oamenii la timp, nu lăsând pe perioadă de criză când nu mai lucra și nu erau bani pe piață, tu să nu faci plățile deja executate la o firmă. Și acum vii cu un tupeu ieșit din comun, pentru că dacă un lucru au această gașcă liberală, e tupeu. Rezultate, proiecte, nimic, dar tupeu au cât cuprinde. Și asta se vede. Pentru că eu mă așteptam ca primul ministru să nu rămână siderat că pe acea lucrare mai sunt încă 37 de puncte calamitate. Asta le știam de anul trecut. Spuneam acum, știți, am mai identificat 37. Nu, le știam de anul trecut că mai erau 37 de puncte calamitate. Care erau stabilite de Comisia Județeană, nu de... Adică... Fuseseră și contractate. Exact. Mare atenție. Și ei au venit și au rezliat tot. Și cele 37 de puncte au fost contractate deja? Cele 37 de puncte au fost, fusese anul trecut contractate. Și se răscoase la... Știți ce se întâmplă? Pentru că și eu mă uit foarte atent. Și nu spun că vreau să-i las să greșească, dar mă uit atent să vedem ce fac.
Domnul Bănănescu, acolo au fost 70 ceva de puncte calamitate, da, în primă fază, după care au mai fost încă 30 și ceva de puncte calamitate. De fapt, proiectul era în trei faze. Alea 70 de puncte, 30 de puncte, după care un proiect totală. Cu covorul asfaltic. Noi suntem la cele 70 și ceva de puncte, după care trebuia abordat proiectul cu cele 30 ceva de puncte calamitate și ei ce vor să facă? Din ce aud în spațiu public, nu știu. Vor să termine astea cu 70 de puncte, după care să toarne covor asfaltic. Este o crimă. O crimă. Pentru că dacă tu nu consolidezi versanții aia care au rămas neconsolidați, te trezești peste un an de zile că ți-a luat-o iar la vale drumul. Pe partea neconsolidată. Exact. Deci gândiți-vă că acolo unde e o tasare, adică mai pe românește când merge mașina așa în valuri, dar unde e o tasare, dacă nu decopertezi, nu aduci agregate, nu aduci materiale să umpli ca să stabilizezi ce e acolo, deci va turna sau că la fel se va întâmpla. Nu mai vorbesc ce spune domnul președinte Arsene în condițiile în care versantul are ușoară deplasare, cum a avut la cele 70 de puncte. Dar știți ce, eu stau liniștit pentru că la modul cum au alocat ei bani pentru județul Neamț, nu cred că vor face nimic. Adică din punctul ăsta de vedere, știți ce se întâmplă? Eu în general nu pot să reproșez nimic unui constructor care s-a mobilizat, are forță de muncă, dacă nu-i asigur finanțarea. Ce pot să-i cer? N-am ce să-i cer, că nu poate lucra să crediteze el statul. Bun, conform contractului, lucrezi, facturezi, în 30-45 de zile statul trebuie să plătească. Dar trebuie să-ți plătească. Ori omul ăla în noiembrie lucrase 86% și era plătit la nivel de 50%, urmând să-i să plătească facturile conform depunerilor lor. Graficului contractului. Păi am ajuns în luna iunie și omul ăla nu încasase nimic. Asta vă spun. Deci, gândiți-vă firmă cu 1000 de angajați, 1000 de familii care trebuie să ducă pâine acasă, care au muncit. Dom'le, au muncit acolo oamenii, da? Și tu, statul român, ce faci? Nu-ți plătești firmele. Păi omul ăla are copii, trebuie să ia pâine la copii, trebuie să îmbrace copiii, să-i trimite la școală. Pui, ajungi în situația în care falimentezi o firmă. Pentru că eu nu văd multe firme în județul Neamț așa mari care să poată să angajeze 1000 de oameni. Ce faci cu cei 1000 de angajați dacă firma respectivă falimentează? Îi ia statul român în brațe, îi ajută, ce le face? Deci asta e o chestiune care ține de un calcul și de o ticăloșie foarte mare. Dar eu sunt obișnuit cu astfel de abordări ale liberalilor. Nu mai am nicio surpriză, pentru că eu vă spun sincer, după ce au venit la guvernare, am spus, domnule, eu atât am putut să fac pentru județul Neamț, atât timp cât am avut guvern PSD, haideți să vedem ce fac și băieții ăștia, că totuși poate că fac. Și mă uit astăzi după un an de zile de guvernare liberală și nu văd nimic, nici măcar un cui. E trist, e foarte trist. Mie mi-ar fi rușine, sincer, să vin în fața nemțienilor și să le cer votul. Mi-ar fi extrem de rușine. Ați întrebat un lucru înainte să intrăm în... Nu, dar e foarte bine că s-au punctat aceste lucruri. Dar sunt pe care toată lumea trebuie să le știe. Oamenii trebuie să cunoască adevărul și oamenii trebuie să cunoască cine într-adevărul dorește dezvoltarea infrastructurii și își dorește să se susțină mediul economic românesc. Asta trebuie să știe oamenii. Că dacă vrem să avem un județ și un municipiu puternic, trebuie să avem și un mediu economic puternic și sănătos. Nu doar în declarații, ci real. Vis-a-vis de ce ați întrebat. Primul lucru pe care voi face în momentul când... Eu știu foarte bine proiectele pe care vreau să le dezvolt, să le implementez de la nivel micro până la nivel macro. Primul lucru pe care voi face, voi avea o discuție cu toate direcțiile subordonate, toate companiile, pentru că nu am prejudecăți, nu judec oamenii după coloratură politică, ci vreau să văd exact ce viziune au ei și cum pot ei ajuta proiectele pe care le avem noi să le implementăm cât mai repede, din toate punctele de vedere, pentru Pietren, pentru că nu avem timp de pierdut. Oamenii au așteptat atâta timp și oamenii, în momentul în care vor acorda încrederea unei alte persoane, au și așteptări mult mai rapide. Ori asta, cel puțin pentru mine, este o provocare, este un lucru pe care îmi doresc din tot sufletul și eu sunt un tip foarte ambițios și
orgolios și îmi doresc să nu dezamăgesc pe nimeni și nu o voi face. Dar voi discuta cu oamenii, vreau să văd exact care e punctul lor de vedere. Îi cunosc foarte bine partea de administrație publică, centrală și locală implicit. Nu am nevoie să mă formez în primărie sau, mai altfel să spun, să mă formeze alții în primărie, pentru că asta este foarte periculos dacă te duci cu ideile tale și pleci cu ideile altora de acolo și nu mai ai pus să faci exact ce este nevoie și ce ai promis că faci. După care ne apucăm să croșetăm bugetul, un buget realist, un buget axat pe investiții, pentru că bugetul este un element cu care trebuie să jonglezi foarte bine. Nu stai cu un buget un an de zile și te trezești la sfârșit că n-ai consumat banii. Că atunci ăla este și timp pierdut, sunt și fonduri pierdute și tu trebuie să faci de așa natură încât să pornești cât mai multe investiții. Piatra are nevoie de dezvoltare, piatra are nevoie să redevină perla Moldovei, să fie pusă pe harta punctelor de interes din România, pentru că dacă avem un județ în care oamenii vin pe drumuri foarte bune, cu un turism ecumenic dezvoltat și cu niște locuri binecuvântate, la fel trebuie să generăm și în orașul nostru, să facem un oraș atractiv, un oraș plin de evenimente care să vibreze, care să stimuleze calitatea vieții pietrenilor și să atragem cât mai mulți turiști, ca să avem bani în economia locală și să creștem, ce vă spuneam și mai devreme, antreprenorii locali. Pentru că ei trebuie susținuți. Dacă într-adevăr ne pasă de ei și nu vorbesc numai de susținerea lor, am spus-o, nu va fi doar din punct de vedere al evenimentelor, al turismului, al infrastructurii, ci și din punct de vedere fiscal, pentru că avem în Piatra unul dintre cele mai mari impozite pe clădirile nerezidențiale, mai mari decât la Cluj. Adică tot timpul am văzut că e o comparație, domne, cu Clujul, dar ei au niște facilități pe care noi vrem să le înțelegem. Primăria este un facilitator, da, pentru atragerea investițiilor și pentru dezvoltarea locurilor de muncă. Asta trebuie să facă primăria, dar pentru asta trebuie să gândești, trebuie să ai viziune ce vrei să faci, trebuie să știi nițica administrație, legislație, că altfel nu poți să implementezi lucrurile. Și mai este ceva acolo, domnul Răzvan Cuc. Clujul este o comunitate. Deci, Clujul este o comunitate. Știți? Am văzut la un om politic liberal că făcea o comparație între fondurile europene atrase de administrațiile liberale și cele PSD. Dom'le, eu atâta mitomanie la niște oameni n-am putut să văd. M-au acuzat că domnule Arsene a făcut, dar n-a făcut cu banii europeni. Că n-am atras decât un milion și ceva. Dom'le, am venit și am pus pe masă proiectele pe care le implementăm cu banii europeni. Și sunt 200 de milioane doar pe Consiliul Județean. Plus proiectul mare pe POIM, pe APA, se ajung încă 200. Deci avem în implementare proiecte pe bani europeni de 400 de milioane. Dar nu vorbe. Am venit cu dovezi. Uite, asta, 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 asta. Vreo săptămână n-am mai zis nimic. După care acum văd că iar spun că n-am adus bani europeni. Asta înseamnă lipsă de respect față de oamenii cărora te adresezi. Asta înseamnă lipsă crasă de respect. Să vii și să-i minți, să-i minți, să-i minți. Pe ce s-a bazat, dumneavoastră fiind un analist politic atent la ceea ce facem noi în administrație și în politică? Pe ce s-a bazat campania liberală? Atac la persoană, dezbinare, ură în societate, în comunitate. Dacă nu ești cu noi, ești dușmanul de clasă. Nu poți să câștigi încrederea oamenilor și să construiești așa. Îmi scriau niște cetățeni, pentru că dacă eu sunt peste tot în județ, în toate șantierele, mă întreb, domnule, dar podul de la Girov, de ce nu-l faceți? Și le explic frumos. Domnule, dacă era la mine la Consiliul Județean, era gata de mult. Podul de la Girov, când Răzvan Cuc era ministru transporturilor, a alocat bani la regia de drumul de la Iași. Au făcut inclusiv licitație Iașu, da? Au venit liberalii, au blocat totul și stăm de 9 luni de zile, nu se mai întâmplă nimic la podul de la Girov și stă să cadă podul ăla. Un singur obiectiv mic,
foarte mic. Podul ăla în două luni ar fi trebuit să fie gata. Deci, ca să vedeți cum funcționează lucrurile. În loc să te preocupe problemele județului, te ocupi doar de atac la persoană, dezbinare, ură. Astea nu sunt lucruri pe care nemțenii noștri să le accepte. Și eu vă spun, și o să vedeți pe 27 septembrie, oamenii ăștia o să aibă o mare surpriză. Pentru că nemțenii vor vota așa cum trebuie să voteze. Vor vota cu oamenii serioși, cu oamenii care au demonstrat că fac lucruri, cu oamenii care nu dezbină și aduc ură în societate. Asta vă spun. Eu am mare încredere că în 27 nemțenii vor da o lecție acestor oameni. Și o lecție bine meritată, spun eu. Final și vreau să vă mai zic un aspect și după aceea și finalizăm și ce vreți dumneavoastră. Eu am fost de foarte multe ori la Consiliul Județean și să știți că eu am făcut vorbire de asta în toate emisiunile, de acea echipă și de know-how. Toate proiectele pe fonduri europene sunt făcute și sunt muncite de oameni. Oameni care au tras alături de domnul președinte, funcționari care și-au dedicat și și-au alocat poate ore mult peste program, pentru că sutele alea de milioane și nopți. Credeți, și nopți nu se fac într-o oră sau doar prin vorbe. Nu. Alea, eu știu ce înseamnă să faci proiecte pe fonduri europene, că noi am făcut proiecte pentru infrastructura mare pe care acum se duc alții și se laudă sau le inaugurează. Dar jignești inclusiv oamenii care au muncit și au trudit. Ori mie mi se pare, în condițiile în care tu n-ai habar, repet, să faci un proiect, un act, n-ai adus un ban, să vii tu și să judeci și să spui că nu s-a făcut nimic, este o jignire, din punctul meu de vedere, la adresa tuturor angajaților din Consiliul Județean, modul în care îi percepe omul care face asemenea aluzii vis-a-vis de această lipsă care o clamează ei de fonduri europene. Păi a venit Marcel Boloș la piatră. A zis că face ceva, că alocă fonduri, că s-a apucat să certe pe X și pe Y, că așa i-a spus partidul. Bă, oameni buni, oamenii ăștia care fac proiecte, repet, muncesc zi și noapte. Da? Nu poți să vii tu de undeva cu coțat de sus să vii să-i cerți pe ei că știi, bă, noi PNL-ul o să aducem un miliard de euro. Pe ce? Pe ce îi aduceți? Sau ce a zis Câțu? Că Câțu, să vă uitați la un lucru, când Câțu zice că România are bani, a doua zi se împrumută la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Unde sunt proiectele? Unde sunt proiectele pe care aduc ei bani? Că eu nu văd. I-am lansat o provocare inclusiv domnul Iohannis să-mi spună și niște proiecte de infrastructură mare pe care le-au lansat în 11 luni. Unde sunt proiectele? Că nu le vedem. E lista de proiecte care a rămas moștenire de la Partidul Social Democrat. Restul sunt povești ce vin și spun. Final de emisiune, domnul Răzvan, să mă contraziceți, poziția nouă pe buletinul de vot este corect? Da. Deci poziția nouă pe buletinul de vot, Alianța pentru Piatra Neamț 2020, final de emisiune, final de speech pentru dumneavoastră, 30 de secunde, după care domnul Arsen. Am venit în fața dumneavoastră și am prezentat proiecte realiste, am prezentat o viziune de dezvoltare economică, turistică și de infrastructură pentru pietreni. Am venit să stau în Piatra, nu voi pleca, voi munci să implementez aceste proiecte alături de echipa minunată pe care o am la municipiu și alături de domnul președinte Arsene, pentru că așa cum am spus-o, o repet, noi vrem, putem și știm să construim împreună. Vă mulțumesc. Domnul Ionel Arsene, poziția 5 pe buletinul de vot, 6 la consilier, da? Da, însă eu... Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020. Nu. Oamenii trebuie să se uite după cei trei trandafiri și corect. PSD. Și la Consiliul Județean, și la primărie, și peste tot, pentru că cu pozițiile ne încurcăm. Cei trei trandafiri... La poziții întotdeauna sunt probleme. Exact. Cei trei trandafiri și PSD-ul. Rugămintea mea la pietreni, că fiind o emisiune în care îl susțin pe Răzvan Cuc, este să aleagă
și să pună în balanță, să cântărească foarte bine fiecare candidat. Candidații care au ocupat funcții publice, și aici e vorba de domnul Chitic, oameni care n-au făcut nimic pentru orașul ăsta, trebuie trimiși acasă. Ceilalți candidați care n-au ocupat funcții publice și vin în fața electoratului și propun proiecte, trebuie analizați prin prisma faptului ce au făcut înainte. Și de departe, Răzvan Cuc este singurul candidat la primăria municipiului Piatra Neamț care a demonstrat că a făcut lucruri pentru județul Neamț. Alături de mine am implementat proiecte serioase de infrastructură în județul Neamț și am construit împreună infrastructura rutieră a județului Neamț. Asta vrem să facem și la Piatra Neamț și le recomand cu mare încredere să voteze Răzvan Cuc. Eu personal garantez pentru Răzvan Cuc și promit pietrenilor că vom face echipă și că împreună Consiliul Județean Neamț și Primăria Municipiului Reședință de Județ va implementa la Piatra Neamț tot ceea ce am promis pietrenilor. Și așa cum mă știți, sunt un om de cuvânt, un om serios, un om care atunci când a promis niște lucruri s-a ținut de cuvânt și asta vreau să facem și la Piatra Neamț, să ne ținem de cuvânt și să implementăm toate proiectele serioase pe care Răzvan Cuc le-a promis aici la Piatra Neamț. Chiar final de emisiune, vă mulțumesc pentru participare, oameni buni, rețineți acest îndemn, citiți cu atenție proiectele, vedeți, analizați și după aceea votați. Ne oprim aici, mâine dimineață o altă cafea, păi mâine o altă și pormă facem o pauză de cafele, că deja e cam mare excesul de cafea. Da. Vă mulțumim, la revedere! La revedere!